Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni. Astăzi încercăm un alt joculeț Lego de data aceasta. Știți foarte bine că eu sunt un mare fan de Lego-uri, chiar am destul de multe prin cameră pe aici. Poate după ce reușesc să mai amenajez puțin pe aici, poate vom face și acel room tour pe care vi l-am tot promis de câteva luni bune de acum, dacă e să luăm felul acesta. Și am văzut că a apărut acest joc numit Lego Brick Tales, care vrea să fie un fel de puzzle game, dar în același timp mai era încă un alt joc Lego Bro sau ceva genul ăsta, care sunt foarte tare cu Multiversus sau cu Brawlhalla, tot acolo, știi? Deci mai e un joc, probabil o să încercăm și pe acela, am văzut că și acela are ceva demo, probabil o să încercăm să vedem cum se comportă jocul respectiv, dar în mare parte am vrut să văd pe ăsta pentru că mi se părea foarte interesant ca design și părea așa foarte chileanu, știi? Adică să ne relaxăm și noi un pic. Mai ales că în perioada asta chiar ne trebuie și o puțină relaxare până vine valul de jocuri, dacă e sau așa, că doar ați văzut în video de ce nu jucăm în octombrie, ce val de jocuri vine. Ok, văd că am primit ceva scrisoare acolo către nepotul meu, sper că această scrisoare te găsește bine. Am reușit să descoper ceva foarte senzațional și aș vrea să îți arăt. Am nevoie de o mână de ajutor, o mână sau două de ajutor, pentru că potențialul este incredibil. Când o să ajungi la parcul de distracții, ia liftul jos către laborator și acolo o să te aștept. Ok. Și aparent bunicul ne-a scris sau ceva pe aici. Oh, wow, e mai diferit față de ce mă așteptam să fie. Mă așteptam să fie ceva puzzle, da, nebun. Bro, dar cât de nice arată! Dude, cât de nice poate să arate! Poți să întorci camera? Vreau să întorc camera. Cred că e și de mobile, pentru că am văzut ceva opțiuni de touchscreen și toate alea și de-aia zic. Dar, dude, cât de nice poate să arate. De arătau jocurile de Lego așa bine că asta era o treabă. Nu zic că Lego, Star Wars sau altele au fost nașpa ca vizual, dar... Asta parcă arată așa, nu știu, are un vibe mai plăcut. Oh, cine acolo? Oh, ești tu, nepoate? Nu te așteptam zi așa de vreme. Hai, vreau să arăt ceva foarte wow. Oh, nu. A murit cu toții, gata. S-a tânat jocul, băieți. Oh, nu! Hai că a zis că a fost foarte literal când a zis că o să vrea să-mi arate ceva foarte zguduitor. Toată meister, ești în regulă? Vezi, uite, chiar era în mijlocul invenției și voiam să îți arăt cum funcționează acest... ceva, nu știu... ceva dispozitiv de dezasamblare, ok. Dar în termeni mai simpli, cumva i-am dat prea multă putere și a făcut boom. Ah, ok, am înțeles atunci. Și acum nu doar că suntem blocați aici, dar aparent s-a dus și tot curentul din zonă. Așa că va trebui să restartăm generatorul principal, încât să reușim să-i vedem. Ok, noted. Acolo e generatorul, ok. Păi și cum, ne duce așa lejereanul pe aici? Ne duce așa, pac. Și vrea să reparăm ăsta, interact. Bun. Acum trebuie să înlocuim piesele, ok, piese vechi acolo. Trebuie să-i punem și un mâner. Adică să tragem mâner, nu să-i punem mâner. Gata, frate, avem curent. Opa. Mașina de spălat turbată. Oh, Rusty. Oh, wow, m-am întors. Interferențe electromagnetice posibil să mă fi tras în această dimensiune. Oh, bună. Eu sunt... Ah, ok, m-a lămurit. Zici că e copilul lui Elon Musk după nume. Cum te pot ajuta? Ce, stai, nu sunt un... nu sunt un genie. Nu începe cu cele trei dorințe. Bunicul tău m-a creat ani buni de zile. Oh. De-aia el mereu îmi spunea Rusty. Ah, ok. Dar am trecut cu prieteni noi extraterestri care îmi spun... Ok. Dar văd că nu ești îndeajuns de evoluat încât să-mi înțelegi noul nume, așa că cel mai... cum se cheamă? Cel mai bine ar trebui să-mi spui... Cum zic? Denumirea apropiată ar trebui să se numească Blurdle Flip? Ce? Ok, o să zicem Rusty, că e mai simplu. Mamă, Rusty, că te-am pierdut acum ani de zile. Da, m-ai pierdut, dar... M-ai aruncat prin timp și spațiu, știi? Dar am văzut câteva lucruri destul de interesante și acum m-am întors. Ce interesant! Dar ce treabă excelentă ai făcut! Lumina este înapoi! Felicitări, nepoate! Oh, Doamne! Ok.
Oh, bunicul e blocat, atunci trebuie să-l salvăm. Care e bunicul? Oh, bunicul e ăsta de sus. Era ce bunicul, frate? Că vrea să mergem sus la platforma aia să găsim pe acolo. Oh, ne învață puterea construcției. Ok. Repair stairs. Oh my god, e construim ca pe Lego? No way, dude. Shit. No way. Dar frate, gata, am învățat să construim acum, ce crezi? Du-te, mă, de aici. Da, avem prea multă putere, bunicule. Lasă-mă că repar eu acum, fii atent. Să reparăm, cum se cheamă, astea, siguranțele. A, fir ar să fie. Acum, așa. Oh my god. Complicat. Ok, construitul nu e cel mai plăcut ever. Asta ce sunt? Oh, learn how to rotate bricks. Astea sunt tutoriale. Mă descurc, frate. Ok, acum să reparăm siguranța. Avem 3 de astea. Atât. Tot. Asta e genul de joc în care probabil ar sta lejer câteva ore bune. Fără mișto. Gata, frate. Porni curentul. A, reparat țevile. Trebuie să reparăm mai multe țevi aici. Trebuie să facem și podul. Că n-avem pod aici. Oh, e free. Nu zic, asta e construcție liberă de acum. Ok, deci trebuie să ne facem propriu pod aici. Joacă-o pe asta, gelule. Mamă. Putem acolo așa. Mamă, dar trebuie să mi dau așa o perspectivă de aia nebună. Stai, cred că trebuie să mai degrabă să pornezi într-o altă direcție. Nothing made break. Ok, numai așa. Bro, dar nu pot să-l pun pe ăsta aici. Ah, stai mă, Q. Dă-te mă de aici, serios, gata. Și dacă tot mai am două de astea. Stai așa un pic. O dată. Mamă, dar e complexă rău treaba. Du-te un ce pod de șmecher am făcut. Dă-te mă de aici ce vorbești. Pod mai șmecher că ăsta n-a văzut neam de neamul vostru. Ok, hai să reparăm țevile. What? A, aici. Ok, aici în... A, lol. Da, nu mergea acolo. Ok, gata. Gata, și acum trebuie să deschidă și... A, trebuie să ne coborăm înapoi la ăsta și să dăm drumul la manetă. Bro, dar puteam să ne facem și pe noi să nu arate caracterul nostru așa de stupid? Zic și eu, întrebând un prieten, era poate o situație? A, păi și trebuie să mergem să-i reparăm și podul ăla de aici, că nu merge așa. A, firar. Ok. Și acum trebuie să-i construim podul de acolo, care se face de aici, de jos. Mamă, poate asta să fie gigapodul, frate. Ditai platformă, miu. Pui, păi da, o să mă ia cu dălea. O să mă ia grav cu dălea. Ok, hai să vedem cum o dăm aici. Mamă, păi stai puțin. Hold shift. Snap step. What? Mamă, stai că mă bate cu construitul aici. What the? Da, hai că te sun eu, știi, gen. te sun eu, da? Ok, cred că așa vine, de fapt, vine trepte. Vai, dar ce... Așa... Așa... Gata, frate. Nu suntem noi boși? Păi, dar nu suntem noi buni la treaba asta, mă. Spre ce vorbim?
What do you mean? Bunicule! Senil nebun ce ești! Where have you been? Unde... Oh, n-are brațe! Oh, aparent din cauza nebunilor din timp și spațiu s-a distrus brațele. Nu mai fi așa dramatic. Am fost upgradat. M-am pus să explorez spațiu, dar am fost prins într-o hiperdimensiune, ok. Am trăit niște prieteni extraterestre foarte drăguți care m-au reparat și au reușit să, care m-au învățat să traversez multiversul. Ce, mă? Ok. Traversăm multiversul. Au reușit să-mi scoată brațele multifuncționale și mi-au dat un generator de zero gravitație. What? Ce? Mamă, stai că așa deja vorbesc termeni tehnologici, știi, să pare deștepți. Ok, hai să-mi noua invenția al bunicu. Că de-aia am venit aici, noi am venit să-mi invenția al bunicu și s-a făcut o laie, n-am văzut nimica. Ia frate, arată ce e. Ok, deci vezi, experimentam și am făcut o descoperire foarte, foarte mare. Am învățat cum să faci portale. Mi-a luat ani buni de zile, dar în sfârșit am reușit să fac acest lucru să funcționeze. Oh, ce... ce mizerie, ce deranj incredibil aici, uite la locul ăsta. Mamă, locul ăsta arată groaznic. Ce, parcul? Ah, da, n-ai ce să-i faci, este într-o stare de dezmembrare. Oh, nu. Oh, nu, ce? Primarul? I-am spune de ani bun de zile că dacă nu reușesc să repar acest parc, o să-mi ia terenul. Oh, nu, am fost distras de treaba asta cu portalul și am uitat complet. Oh, nu, trebuie să reparăm. Gata, frate, să reparăm ăsta. Simple. Mamă, stai că iar vorbesc de chestii tehnologice și mă disperă. Da, are dreptate, chiar nu înțeleg ce zici. Ok, hai să începem la început. Ah, ok, deci are el ceva ce poate să repare lucrurile care sunt stricate. Ok, perfect. Și despre ce ai nevoie? Accepți carte de credit? Nu este necesar. Ok. A adus asta mașina, excelent. Acum avem destul de energie încât să operăm această mașinărie. Electricitate? Da, dar ceva mai puternic, cum ar fi cristalele bucuriei. What the fuck? Cea mai mare sursă de energie pe care am întâlnit-o în călătoriile mele. Aceste cristale generează în spațiu și timp local. Oh my god. Raste, știi că nu înțeleg cuvintele, te rog eu frumos, mai ales că nepotul meu chiar nu le înțelege. O simplific. Ok, pasul 1. Ajutăm oameni să-i facem fericiți. Pasul 2, facem rost de cristale. Pasul 3, reparăm parcul de distracții. Pasul 4, toată lumea este fericită și merge după înghețată. Poggers! Sună bine! Ok, și îmi dă coordonate unde ar trebui să mergem. Trebuie să mergem să ajutăm diversi oameni. Ok, un portal? Dă drumul la portal, frate, hai să mergem acolo, hai! Hai că hackuiește Rusty acolo să ne dea direct drumul la portal unde avem nevoie. Ok, destinația următoare acolo, hai! Oh, și cred că e de la gen, te duci acolo și faci tot felul de puzzle de genul ăsta, ajuți oamenii și tot așa. Ok, off we go! Ok, gata, pa bunii! Bro, jocul ăsta pare super nice și apare pe 12. Deci e demo pentru joc și urmează să apară pe 12. Da, uite, vezi, am ajuns acum în junglă. Ok, hai să explorăm. Și acum avem chestii pe care trebuie să le facem aici. What the fuck? Rip avion. S-a adus. Uh-oh. Păi, trebuie să-i ajutăm. Da, hai să mergem după ei să-i ajutăm, bro. Ce mă uit aici? Lasă-mi pace. A, asta e ca să-ți faci un drum către sus. What the fuck? Da, nu știu ce să zic. Asta s-ar putea să fie cea mai scaft chestie pe care o fac acum, dar e ok. Nu cred că o să ajungă. Sau? Retrag cuvintele? Ok, simulate. Bă, merge. N-am ce să zic. Merge. Destul de nice. Dar, boys, cam asta ar trebui acest video cu LEGO Build Tales ăsta. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și poate o să încercăm când se lansează mai pe larg. Ce ziceți voi? Poate mai facem un video cu demo dacă mai are content prin el. Hai, pa, pa!